Despre Ava Veniamin Veniamin a viețuit în pustiul muntelui Nitriei până la vârsta de 80 de ani. Viața acestui sfânt, în tocmai cu a îngerilor, a fost plină de nevoință. Pentru aceasta s-a învrednicit să primească darul tămăduirii bolnavilor. Deci atunci când își punea mâna sa pe capul celui bolnav sau îl ungea cu unt de lemn binecuvântat, acesta se izbăvea de toată neputința. Cu opt luni înainte să moară acest atlet al lui Hristos, care s-a învrednicit să primească atâtea daruri minunate, s-a îmbolnăvit de dropică, iar trupul său s-a umflat atât de mult încât era de nerecunoscut acest cuvios a arătat răbdarea lui Iov. Într-o zi, Sfântul Dioscur ne-a chemat pe mine și pe fericitul Evagrie și ne-a spus, Fraților, veniți să-l vedeți pe Iov cel nou, adică pe fericitul Veneamin, care, îndurând cu răbdare un chin atât de mare, îi dă slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile primite. Așadar, mergând la el, am văzut cu întristare că avea trupul atât de umflat încât degetul unuia nu putea să cuprindă nici măcar degetul mic al cuviosului. Neputând privi cumplitele chinuri ale acestuia, ne-am întors privirea. Atunci fericitul venea min ne-a spus, fiii mei, Rugați-vă lui Dumnezeu ca sufletul meu să nu se îmbolnăvească de dropică, pentru că boala trupului este folositoare. Și a petrecut cele opt luni de suferință stând pe un scaun foarte lat, pentru că nu putea nici să stea întins, dar nici să se ridice în picioare. Totuși, așa suferind cum era, primea la el bolnavi pe care îi vindeca prin rugăciune. Când a adormit într-un domnul ca să poată scoate trupul din chilia sa, au fost scoase pragul și ușa. Atât de umflat era am hotărât să povestesc pătimirile acestui fericit pentru a învăța să nu ne mirăm atunci când vedem oameni buni și drepți că sunt în mare necaz și încercare.